veșnicile iubirii. Între Giovanna și Sese, lucrurile par să fi revenite la normal, iar drăgălășenia și declarațiile își fac iar loc în cuplu. Numai iubirea, doar iubirea, îți dă speranță să trăiești. Numai iubind și din iubire, poți altora să dăruiești. Ajută-mă, te rog, să-mi dai puterea de a mai iubi din nou. Îți dau orice vrei. Și eu, fac orice pentru tine. Știi ce, așa mi-am imaginat, că tare aiurea. Așa mi-am spus, eu nu plec, că dacă pleacă unul din noi o să fie foarte greu și eu nu vreau așa ceva. Bine, să pleci. Păi, mă leg de tine. Nu pleacă nimeni aici. Doar zic. Și mie e bine când am văzut și cu reactor și e când mi-ai dat pozitiv și ai plecat, că nu mă mai interesează, lasă-mă, nu? Gata, hai. Ua, așa îmi venea să stau, să nu mă duc nicăieri, să rămân aici, să îmi venea să ies și mă... Și am zis că mă, calm, calm, că acum gândești la nervi, calm, gândești rațional și tot, m-am ridicat, am zis că hai, că e bine. Lasă-mă, să zici că eu îți dădeam ultima feedback. Din lasă-mă și gata, tot absolut, dintr-o asta. Păi tu tot zice gata, că eu m-am enervat. Eu doar te-am întrebat, din spusele tale, să o încheiem, că tot îmi ziceai, dacă e așa, dacă nu... Nu se încheie nimica niciodată, dacă suntem nervoși. Asta nu înseamnă că tu trebuie să zici cuvintele astea. Că nu, că tu trebuie să o iei așa. Nu te păia în genul. Da, până-i dai tu bine. Da, asta înseamnă veste, că dacă vezi, așa au zis bunii. Ce veste? O să avem un nepoțel! Nepoate! De seama, să te fac tătic, mă. Și o mămică. Mai în glumă, mai în serios, Giovanna și Sese par să se pregătească mental pentru momentul în care vor fi părinți. Sufletul meu, te iubesc mult. Și eu te iubesc mult. Știu că și tu mă iubești mult. Dar știi că mai mult ca tine, da? Eu, da. Nu, dar recunoști-o tot. Dar tu nu recunoști. Nu, recunoști. Deci recunoști? Da, eu recunosc cu baby. Cine bine, tu mai mult. Mama mea, cine e dragă? Tu 50,01 și eu 49,99. Da. Gata, ca să te fac. Zâmbesc. Îmi fac să zâmbesc oricum. Am mănânc eu buziță la băiatul meu. Uai, dar nu ce să-l muștic. Sau de picioare așa, să-i bag toată mâna, au piciorul în gură, îmi place. Mă duc așa să-i fac. Bine, eu am barbă, nu trebuie să fac. Mă suc așa. Zici că sunt la maternitate și ești în capot, de abia a ieșit Matias. Nu știu, stau așa. Da, așa o să fie. Bine, că nu mă las așa la maternitate să intre să stau. Mare să plângi? Numai că vorbesc, parcă mai aud de la genunchi. Mi stai genunchi, nu știu. Să văd că iese ceva din tine, din... Iubirea noastră se iasă așa frumusețe, nu știu. Mi-e fenomenul ăsta, plâng că îmi place ceva la alte persoane, adică acolo sunt copii, papi al meu. Să văd fiecare clipă cum trezești, cum... Cred că-s acolo. Ce faci? Știu că o să fie o perioadă mai așa, mai... N-am treabă cu țâpă sau... Nu, trebuie să-i treacă la băietul meu, nu? Când nu știi ce trebuie să-i dai, că pup așa mental, cu citesc cărți, citesc tot de pe net, să văd, să nu-i lipsească nimica, să nu-l doare nimica. Păi da, asta trebuie să te pregătești când ești gravid. Da. Păi. Da, nu vrei să te punem la tine. Nu? Nu vrei să fii tu gravid? De ce? Nu e ok. Fără mine nu o să poți nicio fără tine. Corect.
asta. Morbe bărbații care ei se dau mari că nasc și fac ei și drag ei și devin. Zis că e. Păi nu, ideea este că voi, care voi faceți, voi... Dar oricum, ideea ar fi să vă bucurați și unul de celălalt. Și pentru că ieri am vorbit cu cineva din partea Giovanei, este momentul să vorbim astăzi și cu sora lui Sese. Bună seara, Cristiana! Bună seara, bună, bună seara! Bună seara, dragilor! Da. Bună. Păi voi ați văzut ce mișto sunteți pe material când vă înțelegeți. Deci nu mai pot. Deci, nu știu, chiar... material vorbește. Deci, că vorbim de materialele de luni, de după weekend sau vorbim de cele din seara asta? Acum, ce-ați discutat acum. Adevărul adică ăsta este că... să ne păstrăm zâmbetul pe buze, să nu ne amintim de ce-a fost, sper să-și rezolvi treburile între ei. Să lase geloziile, că nu cu geloziile da, duc relația mai departe. Eu le-am trimis o scrisoare, o să o primească, o să ajungă. E de bine sau de rău, Cristiana? E de bine, e de bine, eu nu le trimit de rău. Mulțumim. Da, ieri în emisiune mama Giovanei cumva l-a certat pe Sese și i-a zis că dacă nu știe cum să reacționeze, că e încă tânăr și nu are experiență, dacă reacționează așa atunci când mai bea un pic de suc în plus, poate ar trebui să se lase de tot. Eu am spus și ieri, este părerea mamei Giovanei, eu nu pot, nu vreau să comentez. Fiecare avem părerea noastră. Eu îi respect părerea, la fel ar trebui și ei să facă. Este părerea ei, eu în funcție de ce-o văzut, cum o perceput acele imagini. Normal, nici mie nu mi-a picat bine ce-a da. Văzut, la cum s-a comportat el, nu de Giovanna, el. Deci, pentru sâmbătă, cu tine am ceva. Nu te uita așa, că te văd. Ne pare rău, dar și sora ta are un cui alu pe pele, știi? Știu. Da. Știu. Păi asta am zis, cu asta, cu lovitura... Dacă poate să spun că mi-a zis. Da, chiar voiam să te întreb că apropo de treaba asta, că s-a scris că o așa zisă fosta a lui Sese ar fi fost agresată și chiar tu ai fi scos-o din mâinile lui. Este nu că neadevărat, este sub nivelul mării acea declarație. Eu am încercat și aseară, am trimis dovezi la o simplă căutare pe Facebook, că ați vedea că acel profil are tot felul de postări cu tentul denigratoare la toți concurenții. Se mai întâmplă, se mai întâmplă. Acum nu stăm să facem poliție. Nu este fosta lui, logodnică. Chiar ea mi-a scris astăzi, pentru că cineva i-a trimis în privat informațiile. Video, declarația, nu știu, mi-a scris că nu este ok să publice așa aberații, nu-i place pentru că și familia a contactat-o, ea are o nouă familie acum, după cum a spus și fratele meu, are un copil. Na. Da. Trăiesc. Nu este ok nici pentru ea, nici pentru ei, nu este corect față de nimeni. Da, așa este, dar până la urmă, știți, gura lumii nu închide nici măcar pământul, cum se zice. Exact, acum am mai discutat, se pare că iese fum și fără foc. Da. E, știți cum este, sunt oameni care îi plac, oameni care nu îi plac și oameni care sunt odihniți, cum spun eu, și n-au ce face și... Erica. Cine era acolo? Erica, nepoată. Este Erica, am vrut să-i salute. Da. Bună, Erica. Auzi, te-a spus că e bună. Bună. Ce drăguță e, să vă trăiască. Mulțumim. Mulțumesc la fel. Bun. Mulțumim frumos pentru intervenție și mai ales pentru lămuriri. Că e bine să fie totul spus până la capăt și să nu lăsăm așa semne de întrebare aiurea, chiar aiurea, da? Mulțumim, te iubim. Da, deci sunteți pregătiți să faceți copii, nu? Da. Numai un fel, numai un bun și deja tremur tot la un copil. Și nu i-am eu. Adică îi, prin sânge îi. Și acum că numai bine o vine bunul ăsta, numai prin materialul ăsta. Dar, până... Eu zic așa, acum nu e... Sfatul meu, știi cum e, zic și eu. Da, da.